Ok, așa. Salutare tuturor, eu sunt Robi și bine am găsit astăzi la un nou episod în care vreau să vorbim despre transformarea mea fizică în ultimul an de zile. Am vrut să fac acest videoclip de mai mult timp, dar am tot amânat și da, n-am mai pus astfel nimic pe YouTube. Așa că da, astăzi vreau să discutăm puțin, o să vă arăt și niște poze pe parcurs în timp ce vorbesc și o să discutăm unele dintre ele. Și da, fără prea multe introduceri, hai să începem. Dar înainte v-aș ruga să apăsați butonul de like dacă vă place acest gen de videoclipuri și, nu știu, vreți să vorbesc în continuare despre fitness în alte videoclipuri, aș putea să fac chestia asta. Da, o să vă arăt aici sau aici, mă mai decid eu unde, mai multe poze pe parcursul ultimului an. Din păcate, la început, când am început să fac exerciții, nu am făcut foarte multe poze, nu prea făceam mie poze în general, dar bai corpului meu, dar la un moment dat am început să fac și le veți putea vedea aici. Bun, deci înainte vreau să menționez câteva lucruri destul de importante despre transformarea mea. Nu am luat niciun fel de steroid sau medicament anabolic care să influențeze felul în care arăt și să mă ajute efectiv să obțin acest look mult mai ușor. Și o chestie foarte importantă, nu am mers la sală, adică această transformare nu a fost făcută mergând la sală, deoarece nu am avut timpul necesar, făcând naveta la liceu și toate cele, nu puteam să mă și duc la sală, să pierd timpul și toate cele. Tot ce am făcut, am avut două gantere și încă le am aici cu mine și m-am antrenat acasă. Cine face gălăgie la ora asta? Da, deci tot ce am avut a fost două gantere și aceste mâini, efectiv, adică făceam flotări și cred că o să vorbesc despre antrenamentul meu altă dată, dar gândiți-vă că nu a fost ușor la început, în sensul că nu, abia puteam să fac, cred că, 5 flotări corecte, asta nefiind obosit și... Nu știu, acum pot să fac 50, așa. Da, deci nu a fost ușor, nu am plecat, nu am avut un start bun, nu știam ce fac la început, legat de nutriție, nici atât, cu atât mai puțin. Pe bune! Da, deci mâncam efectiv tot ce puteam și nu îmi dădeam seama de ce nu mă îngrășam. Chestia asta are legătură cu faptul că metabolismul meu este destul de puternic, să zicem așa, adică ard foarte mult și trebuie să mănânc foarte mult ca să pun în greutate. Dar făcând exerciții și toate cele am reușit să pun masă musculară care mi-au schimbat efectiv felul în care arăt. Deci se poate observa din primele poze cum arătam eu pe atunci. Chiar aveam acest tricou care, nu știu, zic eu că astăzi arată puțin diferit pe mine față de cum arăta atunci. Da, atunci am mers la sală, cred că o săptămână sau două cu un coleg. Nu a mers foarte bine, la un moment dat am început să merg singur și nu m-am descurcat, așa că am lăsat o baltă. Și urmează alte poze, unele trebuie să țineți cont că unele sunt făcute într-o lumină mai bună, altele sunt făcute într-o lumină mai puțin bună, așa că dacă ai lumină, da, se vede mult mai bine, evident. Ok, deci în timp ce vedeți aceste poze, vreau să discut puțin despre cum a fost la început și toate cele. Evident că nu am văzut rezultate pe moment, au durat câteva luni bune când am început să văd puțin la biceps și toate cele. La început nu făceam picioare, mare greșeală și vă recomand să nu faceți ce am făcut eu. Nu făceam spate, trapez, făceam doar biceps și triceps și flotări, adică, mă rog, piept și o țără din umeri, dacă o luăm așa. Asta nu cred că a fost un început foarte bun, dar pe parcurs am început să mai fac și alte cele, deși abia foarte târziu am început să fac spate, dar și încă o mare greșeală ar fi faptul că pentru primele 7-8 luni de zile, să zic, făceam cam în fiecare zi biceps și triceps. Deci luni biceps, triceps, marți tot așa, mă rog, și flotări, miercuri, joi, vineri și sâmbătă și duminică nu făceam nimic. Deci era, nu aveam pauzele când trebuia, nu mă recuperam cum trebuia și abia după 7-8 luni am început să fac și spate. A început să vină primăvara, era vremea o țară mai bună și aveam o bară în curte unde puteam să fac niște tracțiuni. Am început să fac, evident că la început abia puteam să fac două corecte și pe parcurs am învățat și am început să le fac mult, mult mai bine și mai multe. Nu făceam nici picioare, după cum am zis, am început să fac ulterior. Picioare cred că aș zice că fac
da, tot așa, de vreo 4 luni de zile, tot acasă, cu dumbbells. La început nu am făcut cu greutăți deloc, apoi am început să adaug greutate, pentru că, din punctul meu de vedere, nu prea poți să-ți developezi, nu știu cum să zic, picioarele dacă nu adaugi greutate, pentru că sunt grupe foarte mari și, da, ai fost pe picioare practic toată viața, ce vrei. O întrebare legată de cât de mult am mâncat. Ei bine, mâncam efectiv tot ce puteam și cred că chestia asta nu ajută neapărat. La început ajută, pentru că oricum, ca și începător, vei vedea rezultate chiar dacă faci lucrurile bine sau nu. În ultimele 6 luni de zile pot spune că dieta mea a luat-o mult, mult mai bine. Am început să-mi urmăresc caloriile și macronutrienții în aplicația MyFitnessPal. Chiar vă recomand, aplicația asta este absolut genială. Și am avut perioade în care mâncam până la 3000 de calorii pe zi, chiar peste 3000. Legat și de mâncat, vă recomand să mâncați undeva la 80% clean foods, deci mâncăruri cât mai sănătoase, și undeva la 20% ceva mai nesănătos. Eu asta încerc să fac. Veți vedea rezultate și dacă mâncați în fiecare zi doar de la Mac, atâta că nu vă veți simți bine și când mergeți la sală sau unde faceți exerciții, nu veți avea efectiv energie, pentru că mâncărurile nesănătoase nu vă dau această chestie. Bun, deci care a fost motivația mea să fac toată chestia asta? La început eram efectiv foarte slab, aveam undeva la 52 de kilograme și acum am 60. O întâmplare care mi-a dat foarte multă motivație să schimb felul în care arăt a fost atunci când mergeam pe stradă și am văzut pe un tată vorbind cu fiul lui și când treceam pe lângă îi zicea că, uite, vezi, dacă nu mănâncă, nu știu ce, slabă și chestii de genul. Și efectiv am auzit chestia asta, general, nu știu, la 5 metri și nu știu cum credeau ei că nu aud. Și m-am simțit foarte prost și da. Încă una care este și relativ destul amuzantă. În clasa a 9-a, cred că eram cu colegii, mă rog, la un local și și-au luat unii câte o bere sau ceva de genul. Și un coleg și-a luat o halbă de un litru. Iar în încercarea mea de a o ridica, mă rog, să gust și eu să văd, deși oricum nu sunt fan și da, mi-a tremurat mâna destul de tare și da, toată lumea a râs de mine, evident, pentru că nu aveam forța necesară sau cel puțin nu mă așteptam să fie așa de grea și mușchii mei nu erau, mă rog, destul de puternici. Da, deci nu a fost o transformare uriașă. Am vrut să fac acest videoclip ca să vă arăt de unde am plecat și unde sunt acum. Evident că peste vreo 2 ani va fi ceva mai diferit. Plănuiesc chiar să mă duc la sală la un moment dat, pentru că ai nevoie de anumite chestii. În momentul de față mă pot descurca acasă să fac spate cu ganterele, să fac piept, pot să fac umeri, biceps, triceps, picioare, abdomen, orice pot să fac cu ele. Cred că la sală sunt mai multe oportunități. Deci da, dacă ar fi să vă dau câteva sfaturi, ar fi să vă faceți poze cum arătați înainte și să țineți evidența lor. Și să vă faceți un plan de exerciții și de mâncat, pentru că chestiile astea sunt foarte importante. Deci dieta este mult mai importantă decât ceea ce faci, pentru că dacă nu poți să mergi la sală fără să mănânci carbohidrații necesari pentru a avea energie și să te aștepți să, nu știu, ridici, I don't know, o greutate foarte mare la presă, da? Da, deci cam atât și pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă aveți întrebări legate de fitness, lăsați-le în comentarii și dacă vreți să vedeți videoclipuri în continuare despre fitness, nu uitați să apăsați butonul de like și o să mă asigur să fac ceva și pe viitor. Dați-mi și un follow pe Instagram, pentru că postez acolo destul de des chestii legate de dietă și ceea ce fac eu de atât de zi cu zi. Și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa! A little love, a little love.